Am revenit după o pauză de publicitate în direct alături de Cristina Pluscariu și Dorina Cioplea, două surori hipersensibile, cu luciditate de artist, totuși, care își instaurează tabloul, să ajungem la formula lui Ieronim Stoichiță, până la urmă cu prețul dorinței de a exprima frumosul, nu curiozitatea, ci frumosul. Ați reușit împreună, și nu numai împreună, ci și separat, să faceți lucruri frumoase, adevărate, autentice, frumoase. Ultimul cadou făcut târgujienilor este a șasea ediție a expoziției Egografii miniaturale, foamea de spațiu, eu știu că este imensă în artă. Cum ați ajuns la miniatural? Se îndreaptă artiștii spre miniatural? Cristina, Dorina, care dintre voi? Am o mică rectificare de făcut. Egografie este un proiect național, expozițional, pe care noi două l-am început în 2010. Este expoziția mare, să zic așa. A fost a Mamă! șasea ediție, da, a șasea ediție a fost în iunie la Muzeul Județean Alexandru Ștefulescu, cel care ne-a găzduit de la prima ediție din 2010. Anul acesta am adus 32 de artiști din toată țara. Cu ce ați început? Șase. Șase, cred, și eram Interesantă doar noi de aici, creșterea, deci era doar frumoasă. comunitatea noastră Am gorjenească, să avut o zic așa. invitată la A Timișoara și fost una la Brașov. Am avut două Lorena, invitate, da, da, Lorena prietenele Calde mele. și da, au Era fost Luca Moldovan, și da. Raluca, da, Raluca de la Brașov. Și ulterior a crescut. Anul acesta, în vară, la vernisajul Egografiei, atunci ne-am gândit că poate ar fi frumos, pentru că expoziția asta a crescut atât de frumos, atât de lin, atât de natural și repede până la urmă, de la 6 la prima ediție până la 32 de artiști în a șasea ediție, noi suntem foarte bucuroase că s-a ajuns aici și sunt din toată țara și sunt din toate generațiile, din toate școlile. Și atunci ne-am gândit că poate ar fi interesant să-i provocăm pe acești artiști care ne sunt alături aproape de fiecare dată, mare parte dintre ei au fost și în edițiile anterioare, să venim în fiecare an cu încă o expoziție reunită tot sub numele de Egografie, numai că Egografie miniaturală. Ceea ce s-a întâmplat marți, pe 8 decembrie, la Muzeul Alexandru Ștefulescu, unde a avut loc vernisajul, este de fapt prima ediție a expoziției Egografie miniaturală. Deci, o altă expoziție adusă sub aceeași pălărie, să zic, a Egografiei, pe care vrem să o facem tot anual, să devină tot o Putem să facem și o tradiție. tabără la un moment dat, o să Da, vedem. aia Adina, se poate proiectul dezvolta, e acesta, un concept sigur, care se poate sigur, dezvolta. da. Exact, am simțit că putem deja să dezvoltăm, pentru că deja s-a înfipt bine, să zic așa, în conștiința Oamenii întreabă, comunii că artiștilor și vor a să publicului. participe. Da, sunt artiști care ne întreabă ei înainte, sunt artiști care acum, organizând această primă ediție a Egografiei miniaturale cu 20 de artiști din toată țara, și mi-am făcut o listă, vreau să vă citesc Te pe rog toți. foarte mult. Așa, E firesc, chiar au merită. fost deja artiști, alți artiști, în afară de cei 20, care vor să participe și ne-au rugat ca la edițiile următoare să îi anunțăm să participe, Au pentru fost că își doresc. avansate propuneri de continuare, Da, înțeleg, evident, și da, sunt și a alți artiști care proiectului. vor să vină și care sunt încântați de acest proiect, pe lângă faptul că este oricum o provocare și că putem să vorbim și despre asta, ce înseamnă să lucrezi pe o suprafață cât mai mică și ce înseamnă de fapt miniatura. Acum vreau să vă citesc numele celor 20 de artiști care au acceptat invitația noastră la această primă ediție și sperăm noi să Te fie cât rog. de multe ediții. Petru Birou, Lorena Caldeș, Dorina Cioplea, Eva și Petru Comisarski, Liliana Florentina Drăghescu, Bogdan Epure, Daria Haidău, Florin Hutium, Andreea Medar, Valer Near, Cristina Gloria Oprișa, Cristina Ploscariu, Lucica Popescu, Ștefan Strâmtu, Viorel Surdoiu, Daniel Șerban, Aurelian Iulius Șuță, Gabriela Voicu și Laurențiu Z. Sunt cei 20 de Chiar artiști. merită felicitări tuturor, merită. Expoziția este încă deschisă până Rămâne pe deschisă tot anul, deci până tot la sfârșitul anul, da? anului. Timp de o Ați lună, obținut da. aprobare pentru prelungirea perioadei, chiar merită. Mi-au căzut cărțile, așa se întâmplă la emisiune, se poate întâmpla și așa. E
prețul unei sensibilități aproape epidermice. Chiar îți vine să atingi, da, și chiar se realizează acest dialog, să spunem, aproape de intimitate și cu artistul. Te gândești cine a putut să creeze într-un spațiu atât de mic, ce a putut să creeze și care este mesajul tabloului. Am văzut tablouri care aduc în discuție acest mix, să spunem, cultural între obiect, pânză, piatră, metal. Cum a fost primită expoziția? Publicul. Cristina? A fost primită foarte bine. Spuneai că ai emoții întotdeauna înainte de... Ca de fiecare dată. De vernisaj. Da, da. I-a apropiat mai mult pe oameni miniaturalul? Eu cred că da. Eu cred că da. Miniatura te invită să te apropii. În primul rând este apropierea fizică, pentru că ai nevoie fizic să te apropii mai mult, să poți vedea mai bine ce este acolo. Și cred că este undeva, da, este mai intim, pentru că este automat este ceva mai, nu știu, lucrat cu mai multă migală, este mai migălit, este mai căutat, mai lucrat, mai... Dar poate fi și spontan. Absolut. Spontan. Sigur, nu cred că este vorba despre o nevoie de elaborare, adică nu e o muncă laborioasă, artificială, cred că nu, din potrivă. Cu siguranță nu. E nevoia de a umple spațiu altfel decât ai făcut-o, să spunem, până acum. Ce alte expoziții ați mai deschis în Târgu Jiu? Ați reușit să aduceți egografiile mai aproape de Târgu Jiu? Târgu Jiu nu este, se pare, semnul unui târgușor. E pur și simplu, poate fi oricând un centru cultural animat, iată, de voința și sensibilitatea. Consider artiștilor. Că este. Prieteni din alte orașe îmi spun mai mereu, domnule, dar la voi acolo la Târgu Jiu se întâmplă tot felul de lucruri, adică la noi aici, la Timișoara. La noi aici, la Timișoara, la voi la Târgu Jiu, interesant, da, că da, se mai produc și asemenea comparații. Dorina, ești mai mult plecată, Cristina este la Târgu Jiu, îți face semne, să spunem, te învoiește pentru o zi, două, trei, dar nu mai mult la București. Ce se întâmplă la București? Ce faci acolo? Ai un concept, ai deschis, ai dezvoltat un concept excelent, Agenția de Carte, alături de alți prieteni de-ai tăi. Conceptul nu este al meu, conceptul este al scriitorului Dan Mircea Cipariu. El a început în 2010, eu m-am alăturat în vara lui 2011 redacției, dar este un concept la care nu aveam cum să nu ader, pentru că mi se pare absolut necesar în primul rând. Deci chiar era nevoie de un astfel de concept. Este prima agenție de știri culturale din țară. Este o revistă electronică, fluxul de știri este zilnic, în primul rând informăm asupra tuturor evenimentelor din toate ramurile artistice din țară, ne bucurăm să fim, pentru că ne-am câștigat această credibilitate, ne bucurăm să fim partenerii media ai celor mai importante evenimente culturale din România. Avem anual 10, dacă nu chiar sute de parteneriate media și ne bucurăm să promovăm. Tocmai asta vrem să promovăm, de fapt, arta autentică, indiferent sub ce formă se manifestă, că sunt arte vizuale, că este muzică, teatru, film, literatură, deci mergem pe toate planurile și încercăm să aducem mai aproape de oameni cultura, să vadă că, exact cum spuneați mai devreme, nu trebuie neapărat o cultură sau un bagaj foarte mare de cunoștințe sau... nu este niciodată prea târziu, de fapt. Categoric. Să începi, să afli, să te interesezi, să vezi că se întâmplă lucruri frumoase, lucruri importante în domeniul cultural, să nu te hrănești doar cu, nu știu, imediatul și doar cu nevoile fizice, avem și nevoi spirituale și Agenția de Carte asta încearcă să acopere și asta încearcă să ofere. O curiozitate, dintre toate evenimentele culturale, care sunt cele mai, bănuiesc că aveți, să spunem, o situație a vizualizărilor, care este cel mai bine mediatizat? Lansarea de carte, expoziția, care sunt formele de manifestare artistică bine primite? Cred că pe undeva Agenția de Carte cred că are un public puțin mai mare din rândul cititorilor de carte.
Dar artele vizuale ajung din urmă sau se mențin foarte Se bine. Foarte bine. Se mențin E foarte bine. Promițător. Lumea, nu știu, cred că lumea teatrului, lumea filmului poate nu este la fel de dezvoltată sau nu la fel de mediatizată. Nu știu, poate că acolo se pune mai mult accentul pe sentimentul pe care îl are publicul exact în momentul spectacolului. Și atunci nu se mai discută atât de mult despre, nu știu. Nu știu de ce, dar... E interesant de privit fenomenul și mă gândeam, Cristina, ești profesor la un liceu care dă foarte, foarte multe și foarte frumoase rezultate în plan artistic. Care sunt talentele pe care le descoperiți? De unde provin? Dacă te caută, doresc să se manifeste, își doresc promovarea. Cum îți simți, mici artiști care te înconjoară? Îi simt foarte aproape. Sunt copii minunați, oameni foarte calzi. Eu îi tratez ca pe niște mici artiști deja. Comunic cu ei ca și cu adulții și cred că de asta ne și înțelegem atât de bine. Am avut nu știu, să-și găsească un loc într-o expoziție. Cu siguranță. Am avut diverse proiecte în care i-am implicat pe copii și astea au contribuit și la popularizarea școlii și la mai multe lucruri în favoarea lor. Adică știi de ce? I-am ajutat un pic să iasă un pic în lumea asta, să vadă din cum... Din canoanele școlii, categoric, deși școala este vocațională, le oferă posibilitatea manifestării. Sigur, Liceul de Arte libere. Constantin Brăiloiu este o școală vocațională, un liceu vocațional. Majoritatea elevilor pleacă mai departe, să zic așa, în centre universitare mari. Categoric. Da, da. Mă gândeam, de ce am făcut această trecere de la fenomenul agenția de carte la fenomenul unei școli structural pliate pe creativitate, pe vocație creativitate. Mă gândeam, Dorina, că ceea ce reușești tu la București, prin alte concepte care instaurează spectacolul vizual, spectacolul lecturii în stradă. Dar mi-e teamă că nu suntem noi, cei din Târgu Jiu, creativi genetic până la urmă. Eu cred că suntem creativi genetic, sincer. Sigur că da. Nu avem această deschidere spre neconvențional. Ce ar trebui să facem? Pentru că Bucureștiul face din stradă până la urmă un spectacol. Că plouă, că ninge, că e soare, asta că asta am e făcut nor. Și noi. Liceul de artă încearcă asta prin spectacolul Noi Artiștii. Scoatem copiii în stradă, lucrează, fac peisaj citadin, fac portret, nu știu, asta este interacționează cu nu? Alți copii de diverse vârste. Și avem expoziții stradale, cei de la muzică, sigur, și cei de la artă dramatică susțin spectacole care, nu știu, din punctul meu de vedere, este se pliază foarte bine sigur, pe publicul de aici, din Târgu Jiu. Și, de exemplu, luni la ora 11, luni dimineața, avem deschiderea unui eveniment, Zilele școlii, zilele Liceului de Arte Constantin Brăiloiu, care va, acest eveniment va debuta, această săptămână eveniment va debuta cu vernisajul unei expoziții. Toți elevii expun, punem șevalete pe hol, da, o nebunie. Vă așteptăm, individuală. Vă așteptăm, vă și invităm de ce nu? Cu această ocazie. Timbrul școlii dumneavoastră, al tău și al colegilor și ai mei, până da, la urmă, ne bucurăm și de cum să zic, de un cadou de sărbător, practic, da, pe care ne bucurăm și de sprijinul oficialităților, vă veni și domnul viceprimar, da, e foarte bine de că autoritățile sprijină importanți, da, care ne acordă atenție și acesta este un lucru foarte bun, adică, copiii merită. Sigur că da. Și merită. Actul cultural în sine merită. Da, eu am un of, siguranță. Dorina. Și oful mi-l cunoști de multă vreme. Așa. Locuirea asta a spectacolului de artă, că e vorba despre vernisaj, că e teatru, că e... Nu iese în afara spațiului convențional. De ce?
Întâi vreau să revin puțin la ce a discutat mai devreme cu Cristina și vreau să spun că sunt perfect convinsă că se poate face absolut oriunde această ieșire în stradă și, de fapt, ieșirea în stradă, să zic așa, este un simbol al deschiderii ale liberării. Da, al liberării. Și cred că un pas foarte important pentru a face și în Târgu Jiu lucrurile astea, uite că se încearcă și cred că se va reuși, este în primul rând să conștientizăm că nu există artă, din punctul meu de vedere, nu există artă majoră și artă minoră, că nu se întâmplă ceva fantastic în capitală și nu se poate întâmpla într-un oraș de provincie, că nu sunt niște diferențe de netrecut sau niște prăpastii fantastice între ce se poate face în București și ce se poate face într-un oraș, până la urmă, micuț, cum este Târgu Jiu. Este reședință de județ, într-adevăr, dar este un oraș, dar este un oraș micuț ca și număr de locuitori și totuși, repet, ce se întâmplă în București se poate întâmpla absolut oriunde. E o teamă de a te manifesta public. Și teamă și până la urmă, cred că, din punctul meu de vedere, este și o lejeritate. Decât să-ți asumi ceva, decât să ai curaj să faci ceva, mai bine stai călduț și spui nu pot, n-am cu cine, nu mă ajută nimeni, autorităților nu le pasă, dar uite că le pasă. Sau dacă încep să faci ceva și m-am bucurat și de acest lucru, noi două am început să facem, spre exemplu, erografie, am început să facem singure și am găsit sprijin la Muzeul Județean. Și totuși, pe parcursul anilor, fără să mergem noi să cerem ceva de undeva, au început oamenii să vină, oamenii care să întâmpine pot, da, oamenii care pot schimba ceva, au venit, exact, au venit singuri să propună, haide să mai facem, haide să vă ajutăm și noi. Deci chiar cred că dacă ai inițiativă, până la urmă oamenii intră în... Cum a fost Strada de Carte? Strada de Carte este un alt proiect foarte drag mie. Este un proiect inițiat, este cel mai mare târg în aer liber, de carte în aer liber din București și este inițiat de Biblioteca Centrală Universitară Carol I din București și anul acesta am avut bucuria și onoarea, evident, de a fi PR-ul festivalului. Și exact cum spuneați, că a plouat, n-a nins, pentru că era la sfârșitul septembrie, dar de plouat a plouat, am avut câteva zile de ploaie și cu toate astea nu a contat, s-au găsit soluții imediat. În fiecare seară, spre exemplu, de fapt nu, în trei dintre seriile de festival erau gândite în aer liber niște spectacole, niște căznicii foarte fericite între blues și poezie, între jazz și blues și poezie. Din păcate, două dintre ele n-am putut să le ținem în aer liber tocmai din cauza vremii, dar imediat s-au găsit soluții și au fost mutate în aulă. Se pot găsi soluții. Strada de Carte demonstrează chestia asta de ani de zile, de câțiva ani, de fapt. Directorul Bibliotecii Centrale Universitare, doamna Mirei Rădoi, este un suflet așa, nu știu, foarte temerar, căreia nu este frică de... Aparține generației ca vârstă biologică, generației tinere sau... Da, este generația tânără. Ei, aici și o poate problemă. Că și... Înseamnă că e nevoie totuși de tineri, de concepte pe care tinerii să le poată dezvolta. Pentru că nu poți să crezi că orașul Târgu Jiu ar putea să găzduiască Strada de Carte într-o altă formă. Sunt perfect convinsă că se poate. Este ca, nu știu, într-un banc prost atât de bine ieșit din realitate, cum că tinerii, ca să se poată angaja, au nevoie de experiență, dar nu ies cu experiență de pe băncile școlii și cu toate astea li se cere experiență mai multă decât au vârstă biologică, de fapt. Experiența se poate face cu înțelegere. Deci eu nu cred neapărat în, nu știu, războiul generațiilor. Eu cred că nu există. Nu există, Cristina, dar dacă acuzele îndreptate spre tânăra generație sună grav, solemn, dau prost și critică și spun că tinerii sunt amatori și atunci desfințezi entuziasmul lor. Chiar ce am pățit face? Asta exact acum câteva zile. Asta este adevărul, chiar Dorina. Chiar și în legătură cu expoziția Erografie pe care da, am sunt organizat-o. Acuze, nu? Amatorismul este privit prost, chiar dacă este entuziast, chiar dacă este natural. Și chiar dacă este făcut de tine, nu? Faptul că oamenii sunt interesați și deranjați, să zic așa, sau unii dintre ei sunt deranjați de ce fac tinerii, înseamnă până la urmă tot interes.
Înseamnă Da, că controversa întotdeauna e binevenită în este artă, tot, când e da, vorba înseamnă de că facem artă. ceva important. Înseamnă că tinerii au puterea de a face ceva important. Spuneam că nu cred în războiul între generații, pentru că eu cred în înțelegere și cred în, nu știu, modul calm de a rezolva problemele, să zic așa, și cred mai ales în exemplu, deci în puterea exemplului. Eu cred că doar cu puterea exemplului putem organiza și putem face lucrurile să meargă. Ai activitate de PR pe care, nu numai capitala, ești recunoscută pentru reușita evenimentelor pe care le coordonezi. Reușita unui eveniment vine din conceptul care e nou pe piață, care sparge barierele firescului, normalității sau obișnuitului, mai bine zis, sau modul în care știi să eviți repetitivitatea, să spunem, oboseala în a aduce aceleași personaje. De unde vine plăcerea de a vedea un spectacol al cărui PR ești tu, Dorina Cioplea? Eu cred, exact cum spuneam, eu cred în melanj, eu cred în înțelegere și cred că generația tânără nu poate să vină să spună nimic din ce s-a făcut până acum nu mai este bun sau nu mai este potrivit, hai să distrugem tot ei și nu să zic. Cream nu. Ei nu zic asta. Și să cream după, să cream altceva. Nu. Din contră, poți să vii să spui da, am avut de învățat până acum. Lucrul ăsta poate să meargă și mai departe, încă nu este perimat, încă nu este, nu știu, clasat în istorie, încă mai are ceva de spus, dar pe lângă asta putem să construim și altceva. Deci nu ne putem nega rădăcinile, dar la fel de bine nu putem nici să ne tăiem aripile doar pentru a nu deranja pe cineva sau pentru lucrurile care încep, se și termină. Și erele se termină. Da, iubiți oameni, suntem la sfârșitul emisiunii, la finalul ei. Îmi pare rău că e scurtă de fiecare dată emisiunea noastră. Iubiți oamenii, o declarați amândouă. Ce ar trebui făcut, dar foarte scurt, ca Târgu Jiul să fie și mai tânăr decât este în plan creativ? Cristina. Din punctul meu de vedere, ar trebui lăsat orgoliu. Orgoliile nu și-au. Exact asta vreau și eu orgoliile să spun. Nu și-au locul în artă. Exact asta vreau și eu să spun. Să uităm de orgolii și să gândim la un nivel mai mare. Atunci când faci artă, atunci când faci cultură, nu mai e vorba doar despre tine. Este vorba despre mult mai mult. Așa să se întâmple. Cel puțin pentru 2016. Eu vă Doamne mulțumesc ajută. Mult de tot. Pentru că ați acceptat în seara aceasta să avem un dialog multicultural și să ne simțim bine până la urmă în același spațiu pe care îl căutăm cu toții, într-o regăsire a sinelui. Și Vocile Serii nu lasă invitații fără un dar de carte, dar de carte, drag de carte, dor de carte, cum vreți. Mulțumim. Doamnele de marți, domnișoarele de vineri, într-o ediție interesantă și care trebuie să vă aducă bucuria lecturii. Vă mulțumim încă o dată. Cred că ar trebui să vă fac urări pentru anul care vine. Vă mulțumim pentru invitație. Și pentru sărbătorile de Crăciun. De dumneavoastră nu mă despart. Săptămâna viitoare ne reîntâlnim. Numai bine!